Sunteți gata, da? Bună ziua, stimați agricultori, bună ziua, stimată presă. Două zile acest grup de lucru ad hoc a avut mai multe audieri. Am avut un program destul de intensiv cu întâlnirile cu prim-ministru, ministrul agriculturii, ministrul finanțelor, reprezentanții băncilor, băncii naționale, furnizorilor de inputuri. Foarte multă informație, foarte multe discuții pe alocuri aprinse. Am avut anumite diferențe de abordări în cadrul acestui grup de lucru. Am identificat câteva soluții. Și iată momentul la implementarea acestor soluții și anumite nuanțe de soluții, aici avem diferență de abordări. Sunt trei lucruri importante pentru fermierii care protestează câteva zile la rând. Și eu nu voi obosi în a spune că platforma DA este solidară cu aceste proteste. Susținem în mare parte revendicările agricultorilor care sunt justificate, care sunt argumentate, nu sunt populiste. Sunt trei probleme de bază pentru fermierii în contextul situației climaterice. Finanțarea, adică lipsa finanțării, necesitatea finanțării suplimentare. 2. Reeșalonarea datoriilor față de creditori privați. Și 3. Problema cu impozitele. La toate trei probleme, de bine, de rău, noi am identificat câteva soluții. La finanțarea, probabil că a vorbit și colegul meu, domnul Ciubuc, putem să simplificăm subvenționarea creditelor, să debirocratizăm și să facem în așa fel că să nu fie sustras din circuitul financiar banii de la agricultorii la achitarea creditelor cu subvenționare ulterioară, să fie scoasă condiția, eliminată condiția prezentării certificatului de restanță, lipsă de datorii față de buget, dar cel mai important lucru despre care noi am discutat, mărimea compensațiilor pentru agricultorii afectați. Acum vorbim de prima grupă de culturile, grâu, ors și rapiță. Și aici poziția platformei DA rămâne neschimbată. Noi insistăm la cel puțin 500 de milioane. Am arătat și de unde putem să luăm acești bani fără că să atragem surse suplimentare, astfel încât să nu periclităm negocierile cu Fondul Monetar Internațional. Ministrul Finanțelor a avut și prim-ministrul a avut altă poziție. Grupul de lucru, cu toate divergențele noastre, totuși solicită identificarea resurselor suplimentare pentru majorarea compensațiilor. Acestor 200 de milioane de lei, aceste 200 de milioane de lei nu sunt suficiente. 1000 de lei la hectar nu pot rezolva problema agricultorilor care au acum de plătit inputurile, care au de plătit salariile la moment, care trebuie să procure motorină, trebuie să efectueze lucrările strict necesare pentru prelucrarea solului și semănatul culturilor de toamnă. Marea majoritate din ei, mai ales din zona sudului și centru, nu dispun de mijloace financiare. Și aici grupul de lucru propune majorarea compensațiilor. Clar lucru, colegii noștri sunt un pic rezervați, noi insistăm mai tare, dar oricum există înțelegere în cadrul grupului de lucru că este necesar de majorat aceste compensațiile. Nu putem să rămânem cu 200 de milioane. A doua problemă. Aici am fixat cel mai mare progres. Cu reeșalonarea datoriilor. Grupul de lucru a ajuns la concluzie
sper eu că așa și rămâne, unanim, că este necesar de adoptat legea specială privind reeșovanarea datoriilor agricultorilor, cel puțin pe 12 luni, față de băncile comerciale și organizațiile nebancare. Au fost ieri vociferată chiar și cifra, în portofoliul de creditare puțin peste 3 miliarde de lei sunt creditele pentru agricultori și în sectorul nebancar 1 miliard 200 de milioane. Dar asta pentru toți. Cred că dacă modelăm situația pentru cei afectați, vorbim undeva per total de credite, undeva până la 3 miliarde de lei. Poate două jumătate, urmează să analizăm. Iată, această sumă trebuie să fie reeșalonată în mod legal, timp de un an, fără calcularea penalităților, fără sequestrarea și arestarea bunurilor agricultorilor de către bănci. Și aici am ajuns la un consens în cadrul grupului de lucru. Mai greu și deocamdată n-am identificat soluția susținută unanim în cadrul grupului de lucru cu furnizorii de inputuri. Pesticide, fertilizanți, semânță. Dânșii au fost mai puțin cooperante azi, la dânșii înțelegem și la dânșii care e situația, ei depind totalmente. Dacă băncile mai au creditele în alte părți, în alte sectoare, aici aceste furnizori depind totalmente de agricultorii și aici e situația mai complicată. Încă n-am găsit soluția. Dar important că am găsit soluția cu reșovanarea creditelor. A treia problemă cu impozitele. Aici am avut schimb de opinii cu ministrul finanțelor. Propunerea grupului de lucru este ca agricultorii care au fost afectați să fie scutiți în perioada următoare, cred că tot vorbim despre un an, de achitarea taxelor, contribuțiilor, impozitelor referente salariilor prin rambursarea TVA, prin TVA care este în contul acestor întreprinderi. Adică impozitele și taxele vor fi calculate, dar achitate nu de agricultorii, dar din buget să vină banii cu care statul este dator agricultorilor la TVA. Aici unanim, iarăși, grupul de lucru a susținut această idee, parcă cooperantul a fost și ministrul finanțelor. Vedem până la urmă. Din câte ați observat, am identificat câteva soluții. Cu toate divergențele, mai ales cu insistența noastră cu 500 de milioane. Asta este un lucru foarte important pentru noi și pentru fermieri. Divergența de formă care a rămas. Platforma, da, insistă că săptămâna viitoare să fie convocată ședința Parlamentului. Ați observat că o parte din soluții ce ține de legea privind restructurarea datoriilor față de bănci și organizațiile nebancare, modificările la legea subvenționării, ele de urgență trebuie să fie modificate, trebuie să fie modificări legislative, să intervine Parlamentul. Și agricultorii așteaptă. De la 1 septembrie la mulți apare plata de scadență pentru față de bănci și față de alți furnizori, față de alți creditori. Nu putem aștepta până în septembrie. Această lege și alte modificări trebuie să fie votate cât de curând. Și aici a fost problema. Platforma, da, și eu am mandatul fracțiunii să insist pe convocarea ședinței Parlamentului săptămâna viitoare. Colegii din alte fracțiuni, în primul rând Partidul Democrat și PSRM, au zis că atare susțin ce propune platforma, dar nu au mandat pentru a spune expres că să fie convocată ședința Parlamentului săptămâna viitoare. Prin urmare, mâine am convenit că ne vedem la nivelul fracțiunilor cu participarea reprezentanților guvernului. Și vedem care este reacția guvernului la propunerile grupului de lucru. Vom insista la convocarea ședinței Parlamentului săptămâna viitoare
Și nu vedem niciun obstacol. Toate aceste modificări despre care noi am vorbit pot fi elaborate în 3 zile. Mergem etapizat. Celelalte, dacă ajungem la celelalte peste o săptămână, vedem cum. Dar câteva lucruri pot fi votate, elaborate și aprobate săptămâna viitoare. Nicio problemă. Noi am văzut exemplu trist cu domnul Ieșanu, care a venit și în 3 ore cu un proiect de lege, care de dimineață niciun membru guvernului nu știu de acest proiect. Adică, dacă există voință politică și la nivelul executiv și la nivelul legislativ, noi putem să aprobăm aceste proiecte săptămâna viitoare și vom da și semnal foarte clar pentru fermierii care protestează că, în sfârșit, în final, după jumătate de ani de întârziere, guvernarea și Parlamentul s-au apucat de lucru și fac ceva pentru agricultori. Vom insista mâine. Dacă poziția guvernului va fi alta sau poziția majorității parlamentare va fi alta, atunci noi vom trage niște concluzii și probabil tot mâine vom ieși cu alt apel către societatea și în primul rând către agricultorii. Dar este foarte important că toate soluțiile care noi am identificat în cadrul grupului de lucru să fie realizate și în primul rând cele care depind de parlamentul. Este poziția fermă a platformei DA și de la care noi nu vom renunța, întrucât în spatele nostru stau mulți fermieri, agricultori, chiar dacă protestul este non-politic și noi nu vrem să politizăm acest protest, acolo stau cu tehnica agricolă foarte mulți activiști și membri platformei DA. Ei sunt în stare de disperare. Și poveștile de ăștia că hai mai lucrăm, mai facem, mai un grup de lucru încă o săptămână, încă două și așa ajungem în septembrie, de pe urmă în octombrie și tot o să lucrăm în grup de lucru. Așa ceva nu merge. Am lucrat, noi am vrut într-o zi, am lucrat 2 zile, am identificat soluțiile, o parte țin de competența Parlamentului, fiți buni, ne convocăm săptămâna viitoare și să rezolvăm aceste probleme. Dacă nu se dorește, atunci noi putem să tragem alte concluzii. Eu sper tare mult că rezultatul muncii noastre de 2 zile, dar am muncit toți 4 și parcă cu bune intențiile, acest rezultat mâine va fi consfințit, vom avea acceptul guvernului și săptămâna viitoare începem a implementa ceea ce am elaborat. Asta fiind spus, urmăriți pe noi mâine, vedem cum o să fie ședința cu guvernul și cu majoritatea parlamentară și după caz probabil că mâine iară vom ieși cu un anunț. O zi bună în continuare!